Tragedie în raionul Dubăsari. Un polițist de 43 de ani a decedat în urma unui accident rutier. Totul s-a întâmplat în seara de 11 mai, în jurul orei 20, în preajma satului Holercani. Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției Mariana Bețivo a declarat că bărbatul, din motive neclare, a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit violent cu mașina într-un copac. Polițistul a murit până la venirea ambulanței. Forțele de ordine urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. De menționat că în momentul producerii impactului polițistul se afla pe civil, în afara orelor de muncă.